pe parcursul anilor s-a dovedit că ponderea infertilității masculine și feminine este egală. Cam la fiecare, în mod izolat, revine câte 40% în structura infertilității. Încă 10-15% revin infertilității mixte și câteva procente doar revin infertilității neclare. Și vedeți, la așa numită incompatibilitate nu prea se găsește loc în structura aceasta. Este o noțiune pur așa populară care nu prea are treabă cu realitatea medicală. Cauzele infertilității sunt multiple. Eu și împărți așa pentru publicul larg în două categorii. Infertilitatea primară sau idiopatică, în care noi de fapt nu cunoaștem exact sursa problemei parvenite. Numai puțin de jumătate de bărbați care se adresează la serviciul reproductiv, ei suferă de problemele în care noi nu putem să depistăm clar careva rădăcini, pentru că deseori impactul este foarte, foarte îndepărtat. De exemplu, părerea mea subiectivă este că sub masca infertilității primare se ascund multe consecințe de orion, parotită epidemică, care au avut la noi câteva erupții la începutul anilor 2000 și noi acum strângem roade într-un fel acestor infecțiuni. Pentru infertilitatea secundară, noi cunoaștem diferite cauzele, pot fi hormonale, genetice, infecțioase, același orion, deci sunt cazuri în care noi putem să identificăm clar deci o problemă care o produs. Particularitatea medicinii infertilității este că scopul final al tratamentelor indicate, fie tratamente medicamentoase, fie chirurgicale, fie tratamente de reproducere asistată, scopul final este sarcina și nu este doar normalizarea indicelor sau, nu știu, tabloului endoscopic, ecografic. Sarcina este, deci, rezultatul final pentru care noi luptăm. Se crede că un cuplu în care, în urma unui an, în urma la 12 luni de viață conjugală neprotejată printr-o metodă de contracepție, nu parvine o sarcină, necesită o examinare medicală. Noi vorbim de orice sarcină, nu doar de naștere deja unui copil, noi vorbim de sarcină care fie evoluează fiziologic, fie o sarcină ectopică, de exemplu tubară, sau sarcină care s-a oprit în evoluție, ele toate se iau în calcul. Dacă timp de 12 luni nu a apărut nicio sarcină, acest cuplu, ambii parteneri au nevoie de o examinare medicală. Practic, examinarea bărbatului se bazează pe trei lucruri. Pe o discuție, pe un examen obiectiv, pe un examen clinic și un examen al lichidului seminal, pe o spermogramă. Practic, aceste trei, această triadă oferă cam 90-95% de informație necesară în privința evaluării reproductive masculine și rămân doar acolo 5-10% pentru un fel de sos la barbecue, da? Examinările mai specifice, ca profilul hormonal, testele genetice și așa mai departe. O parte din bărbați cu probleme reproductive beneficiază de tratament medicamentos. Este cel mai simplu tratament. Dezavantajul lui este că el este durabil. Un tratament de potențiere a spermatogenezei trebuie să dureze nu mai puțin de 2 luni. 60 de zile, pentru că o generație de spermatozoizi este schimbată cu alta în decurs cam la 60-80 de zile. Deci 2 luni este un termen minim necesar al tratament care are un impact asupra spermatogenezei. De regulă, tratamentele acestea nu sunt hormonale, pentru că spre mare diferență de practica ginecologică, în care se utilizează cu scopul manipulării ovulației, se utilizează hormonii, analogii hormonilor hipofizare sau hipotalamici, în practica andrologică, tratamentul hormonal acționează ca un contraceptiv, pentru că testiculul este mult mai autonom hormonal în comparație cu ovarul feminin și atunci tratamentul indicat cu cele mai bune intenții, cu un analog de testosteron transdermal sau injectabil, deseori produce o scădere considerabilă sau dispariție spermatozoizilor din lichid seminal pe un termen destul de durabil. Asta e tratamentul medicamentos, doar foarte subțin. Tratamentul chirurgical. Cu toate că domeniul andrologiei reproductive se pare un domeniu foarte pașnic, unde stai la masă, te uiți în spermograme, dar și tehnologii chirurgicale avansate au un loc aici. Tratamentul varicocelului prin mai multe tehnici despre care o să vorbim, sau prelevarea invazivă a spermatozoizilor la o parte din bărbați cu patologie cea mai severă reproductivă, cu azoospermie, este o șansă de reușită la colectarea chirurgicală a spermatozoizilor din țesutul testicular. Aici sunt mai multe tehnici diferite. De obicei, chiar și ginecologii pun la oaltă, pentru că sunt mai multe abreviaturi: PESA, MESA, TESE, M-TESE, și toate ele vin de obicei ca un fel de cântec. Este un cuplu pentru PESA, MESA, TESE, dar asta de obicei avut, dar în spatele acestor abreviaturi stau tehnici uneori foarte sofisticate de prelevare a celulelor spermatice din țesutul testicular. Acum, alături de tratamentul medicamentos și cel chirurgical, care permite restabilirea fertilității naturale, ne ajută și tehnicile de reproducție asistată, inseminație intrauterină sau fertilizarea extracorporală, care există în mai multe modalități. Este vorba despre un complex întreg de măsuri, uneori foarte diferite, care sunt aplicate de o echipă de specialiști. Și, în primul rând, scopul final al acestor metode nu este normalizarea doar analizelor sau rezultatelor ecografice sau imagistice, dar scopul final este obținerea unei sarcini. Și al doilea lucru, în căutarea aceasta a unei sarcini este vorba despre o echipă de medici, unde eu sunt la fel, deci doar o parte din mozaic, și sunt foarte mulți specialiști care ajută cuplul în acest drum.